deja la maxim de accelerație. Mamă, cât de frumos faci. Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi cred că este timpul să vedem de ce este în stare acest 540i, la care tocmai am aplicat un stage 1 și dezvoltă undeva la 420 de cai putere. Însă în vlogul acela nu am apucat să-i testăm performanțele de la 0 la 100 de km și de ce nu de la 100 în sus. Așa că astăzi este vorba despre timp, este vorba despre performanțe. Vrem să vedem ce poate să scoată un motor de 3 litri 6 în linie care dezvoltă 340 de cai stock. Noi în sfârșit numerele noastre 555MXT, care erau și pe celălalt 540i, s-au eliberat de la pușcărie și acum sunt din nou pe mașina noastră. Înainte să trecem la treabă, vreau să vă reamintesc să dați un subscribe chiar acum, pentru că mai nou, dacă dați subscribe la acest clip, aveți șansa să vă auziți la începutul următorului clip ca abonații zilei. Abonații zilei de astăzi sunt Vlad, Thomas, Ștefan, Ovidiu și Cosmin. Nu uita chiar acum să apeși butonul de subscribe ca să apar și tu în următorul video. Și mai mult de atât, vreau să vă reamintesc că dacă vreți să vă cumpărați o mașină, trebuie neapărat să o verificați pe Car Vertical. Folosim primul link de jos din descriere sau primul link din comentarii. Iar prin Car Vertical puteți verifica istoricul oricărei mașini, începând de la țara în care a fost înmatriculată pentru prima dată, dacă mașina a fost folosită ca taxi, dacă a fost furată, dacă numărul de kilometri pe care îl înregistrează este unul real sau nu. Mai jos în raport aveți și daunele înregistrate de-a lungul timpului și valoarea lor aproximativ de reparație, și mai jos aveți poze cu mașina din trecut în aceste daune în care a fost implicată sau din eventuale anunțuri în care a fost listată mașina pe baza seriei de caroserie, și așa puteți afla toate informațiile necesare pentru a cumpăra mașina respectivă. Bun, acum ca să recapitulăm puțin despre ce mașină vorbim, acest 540i G30 X-Drive are o greutate de 1,6 tone, o greutate ideală pentru un astfel de sedan în 4 locuri. Gândiți-vă că S8-ul de exemplu avea 2 tone, deci cu 400 de kg în plus, fapt pentru care acei căluți în plus fac diferența. Contează foarte mult greutate cai putere. Cei 340 de cai combinați cu această greutate de 1,6 tone pe G30 fac un timp de 0-100 declarat de cei de la BMW de 5,1 secunde. Un timp destul de întrăzneț și cu siguranță real. După cum obișnuiesc, cei de la BMW tind să supraestimeze acest timp și eu cred că mașina stock este în stare să scoată sub 5 secunde, dar cu stage 1 ar trebui să ne îndreptăm către 4 secunde de la 0 la 100. Stage 1 înseamnă că noi acum avem pe mașină undeva la 420 de cai și 580 de Nm. Mică paranteză, știți că noi am făcut softul prin MHD software, prin care ne permite licența să aplicăm și Stage 2 pe mașina asta și dezvoltăm aproape 470 de cai putere, însă momentan am lăsat-o așa, downpipe, Stage 1, 420 de cai aproximativ, poate ceva mai mult datorită downpipe-ului, însă pe acolo. Cu Stage 2, eu am văzut chiar pe YouTube-ul românesc un alt 540i care a făcut sub 4 secunde de la 0 la 100, un timp absolut impresionant, adică 3,86 de secunde, să fiu mai exact, un timp aproape cât un S8 Plus stock, adică mașina pe care am avut-o eu înainte, fără Stage 1. Gândiți-vă că M3, M4 cu tracțiune spate, generația F, are undeva la 4,1-4,2 secunde de la 0 la 100, așa că înțelegeți voi mai multe de ce este în stare acest B58 de la BMW. Acum o să montăm GoPro-ul pe cap și să trecem la treabă. Bun, am dat și noi drumul acum la un POV. Cred că este pentru prima dată când am un dublu cadru din spatele volanului și sper că vă place și vouă. Știu că sunetul nu este chiar ca de obicei, însă lavalierele sunt pe drum, obiectivele sunt pe drum și încă un GoPro Hero 11 este pe drum, pentru că îmi place să fac un mare upgrade de calitate de fiecare dată când am ocazia, pentru că pentru mine felul în care vă bucurați voi de aceste videouri este cel mai important lucru. Câteva inferioare așa, pentru că nu prea ne-am mai jucat noi din spatele volanului așa de când am cumpărat mașina asta.
Ne punem imediat într-un loc și încercăm să facem un launch control, să vedem de ce este în stare acest G30. Însă credeți-mă că eu nu-mi dau seama dacă am nevoie de un M3 sau M4 atâta timp cât am motorul ăsta sub capotă. În spatele volanului este tot ce ai nevoie, simți cuplu, simți tot ce ai nevoie și credeți-mă că părerea asta vine de la un posesor, de fapt de la un fost posesor de S8 de 700 de cai putere. Bine, poate fi eu puțin mai mult fan BMW, un pic mai maniac, asta este părerea mea până acum despre această mașină. Hai să ne punem aici. Bun, să treacă și fratele nostru cu Brabus 800. Mașina este pusă pe Sport Plus. Bun, piciorul maxim pe frână, pe geara maxim de accelerație. Suta. Băi, voi deja vedeți pe ecran ce timp am scos. Nu cred că am avut sub 4 secunde sub nicio formă, poate undeva în jur de 4.2-4.3. Este impresionant oricum, un motor de 3 litri pe o caroserie sedan, o mașină care cântărește 1.600 tone și cu mine în ea aproape 1.700 tone, pentru că fratele vostru se ține de treabă și a pus carne pe el în ultima perioadă. Am undeva la 91 de kg eu, așa că aproape 1.700 tone în mașină, cu tot cu ce mai am prin spate, cu GoPro-urile astea. Acolo suntem. Wow, cât de frumos este seria 8-ul acesta. Ați văzut? Atât de mare fan BMW sunt atunci când trece un BMW de genul acesta pe lângă mine, parcă îmi uici ideile, fraților. Hai să vedem acum de la un 50 la 100 de km la oră. Cred că aici, de fapt, este miezul. Cred că aici este puterea de care te bucuri cel mai mult, mai ales în depășiri, mai ales la drum lung. Ce părere aveți, fraților, de popsuri și de evacuare? Credeți că mai este nevoie să mai facem ceva? Sau este suficient cum se aude acum? Eu consider că sunetul este frumos, însă este puțin metalic și ar merge ceva puțin mai gros așa. Și treaba asta o putem regla numai și numai din evacuarea finală. Lăsați și voi un comentariu ca să văd și părerile voastre și în funcție de asta o să ajustăm sau o să o lăsăm așa. Bun, hai să mai facem unul, să vedem exact cum se prezintă situația. Piciorul maxim pe frână, cutia în sport. Într-adevăr, nu am avut suficient loc să facem până la 100 de km la oră. Mai mult asta a fost pentru experiența din spate, ca să vedeți și voi care este sunetul. Și acum trebuie să mergem rapid să recuperăm camera, fraților. Pentru că aparent era chiar un domn acolo în spatele ei. Și mă gândesc să nu-i vină vreo idee. Da, fraților, și cam astea sunt performanțele G30-ului. Uitați cât de frumos face când se încălzește mașina. Vai, ce-mi place! Cel mai agresiv mod în care ia dă popsuri după MHD este atunci când mașina este în Sport Plus și avem schimbătorul dat în stânga pe manual. Acum este evident și destul de încălzită pentru că am tot alergat o sărăcuță de ea ca să facem acest vlog și să vedem performanțele actuale. O să râdeți de mine, însă am mai tras încă o rundă întreagă de 0-100 care avea aproape 10 minute și am uitat să dau play la GoPro. Atât de profesionist am fost astăzi, însă cred că avem totuși suficient content și ați înțeles cât de bine se mișcă mașinuța noastră. Mamă, cât de frumos face! Ce îmi place. Să știți că atunci când nu este încălzită mașina nu face chiar atât de frumos și sunt un pic invidios că voi vă bucurați astăzi mai mult de ea decât mă bucur eu în mod obicei, dar totul pentru YouTube. În continuare sunt super mulțumit de acest motor B58 și dacă aveți posibilitatea și sunteți în dubii cu ce mașină să vă alegeți și ce motorizare, credeți-mă că B58-ul este the way to go, cum spun americanii.
Cel mai interesant, am văzut acest motor chiar de curând într-un videoclip pe YouTube, pus pe un seria 3, 340i G20, 340i G20 cu B58, care are 374 de cai, dacă nu mă înșel, stoc, cu un stage 1, după cum spunea proprietarul, avea 480 de cai putere, un timp de 0-100 cu mult sub 4 secunde, ceea ce este absolut impresionant. Bate M3-ul M4-ul vechi, se apropie de performanțele M3-ului și M4-ului nou, dar evident stoc. Știu, și mie 480 de cai doar cu stage 1 mi se pare puțin cam mult, însă 460-470 este posibil să facă, deoarece este un motor super potent, are potențial foarte mare de tuning. Hai să ne mai jucăm acum un pic. Da, și cam asta este, cam așa se mișcă. Sper că v-ați făcut și voi o idee destul de bună din spatele acestui POV și cu siguranță o să facem și în continuare. Dacă dați un like la acest video, evident, adică un thumbs up. Iar acestea fiind spuse, vă reamintesc să apăsați și butonul de subscribe, să-mi dați un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu toate noutățile și până data viitoare, eu vă urez numai bine. Pa, pa!